Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș. Astăzi vom pleca la drum cu un nou proiect. Cineva dintre dumneavoastră mi-a trimis o poză. Vă voi arăta imediat. Și anume acest bondărel, acest copilaș de bondărel, pe care eu voi începe astăzi să-l execut. Și ați văzut, cred că, fotografia. Pentru a executa acesta am pregătit materialele necesare și anume culoarea verde, apoi vom avea nevoie de puțin alb, foarte puțin alb, pentru aripioare, două nuanțe de culoare galbenă. Poate nu se distinge atât de bine, dar este un galben un pic mai palid și un galben un pic mai aprins. Apoi vom avea nevoie de melană, vom avea nevoie de foarfece, un fir despărțitor, acul cu gaură mare pentru cusut lână. Vom avea nevoie de o pereche de ochișori pe care îi vom o pereche de ochișori pe care îi vom alege în funcție de mărimea jucăriei. Eu am aici o colecție întreagă, nu deschid acum pentru că să nu-i pierd. Și apoi vom avea nevoie de croșet. Eu voi folosi croșetul cu numărul 2,10 mm. Apoi, pe măsură ce vom lucra, în funcție de lucrare, voi adapta modul în care să o personalizez. Vom începe lucrând corpul bondărelului. Și voi începe ca de obicei în cercul magic, voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul, cel de început, pe care nu îl punem la număr, așa cum facem întotdeauna. Și vom începe lucrând cele 6 piciorușe scurte. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt, vom închide cercul magic cu fir alunecat, cum închidem de obicei, și începând din acest moment, în fiecare picioruș noi vom face o mulțire, dar mai întâi să reușesc să scot acest fir de aici. Se întâmplă. Acest fir pe care l-am eu nu este atât de bine mercerizat, de aceea uneori mi creează probleme și vreau să spun că dumneavoastră puteți folosi orice fir doriți. Deci, așa cum spuneam, de acum în corespondența fiecărui picioruș vom face o mulțire, iar la sfârșitul acestui rând noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem 2, 4, 6, 8, 10 și
ultima mulțire, acum am obținut cele 12 piciorușe scurte. Săptămâna trecută am lucrat foarte puțin, pentru că, așa cum știți, aici a fost Paștele, eu am avut zile foarte încărcate și nu am reușit să lucrez. Acum vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Deci vom repeta un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Eu sper să mă încadrez bine în cameră, să puteți vedea ceea ce fac. Și continuând în acest fel, o mulțire, un picioruș scurt, vom ajunge și la capătul acestui rând, după care vom continua mulțire, din nou un picioruș scurt, o nouă mulțire, iar acum vom face un picioruș scurt și ultima mulțire. Și astfel am obținut cele 18 piciorușe scurte. Vom schimba firul despărțitor și vom continua lucrând. Două piciorușe scurte, unu, doi, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. O mulțire, după care vom continua singure. Rândul următor vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Vom continua cu o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori până la sfârșitul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. 3, cel de-al patrulea ochi, o mulțire, apoi vom lucra singure și ne întâlnim la capătul rândului. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte, acum voi continua lucrând un rând de 36 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, fără să înmulțim, fără să scădem. Și ne întâlnim la capătul acestui rând cu 36 piciorușe scurte. Am lucrat cele 36 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, după care vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte.
Odată obținute cele 42 de piciorușe scurte, vom lucra 3 rânduri de câte 42 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lua așa cum se găsește și vom lucra 3 rânduri. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri. Am ajuns la capătul acestui rând. Cel de-al 42-lea picioruș nu l-am închis, l-am lucrat doar pe jumătate, să-i spunem așa. Acum va intra firul galben. Voi face aici o mică buclă și începând din acest moment voi lucra aceste 42 de piciorușe scurte cu culoarea galbenă. Culoarea verde rămâne aici, nu trebuie să o scurtăm pentru că vom continua să lucrăm cu ea. Și acest ultim picioruș îl vom închide cu culoarea galbenă. Deci vom porni în felul acesta. Am închis cu galben și voi continua să lucrez cele 42 de piciorușe. De data aceasta va fi cu culoarea galbenă, doar acest rând, pentru că apoi vom alterna rândurile lucrând între galben și verde, scuzați. Am pronunțat greșit. Deci vom continua acest rând. După cum vedeți, capătul firului eu îl țin aici pe spate și în timp ce lucrez îl prind și pe acesta pentru a-i da siguranță, după care îl voi abandona așa, în felul acesta. Acum voi lucra normal cele 42 de piciorușe scurte. Iar când vom ajunge la capătul rândului, ne vom întâlni pentru a continua lucrarea noastră. În felul acesta. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș lucrat cu culoarea galbenă. Îl vom încheia cu culoarea verde, pentru că, așa cum am spus, vom alterna rândurile. Și de acum vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. După care vom face o scădere. Vom intra prin partea din fața următoarelor 2 piciorușe și vom face prima scădere. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum voi continua un rând cu culoarea galbenă, lucrând 36 de piciorușe scurte. Fiecare dintre următoarele rânduri cu scăderi vor fi lucrate doar pe culoarea verde, iar cu galben vom lucra rândul în care nu vom scădea. Deci, acum vom lucra fiecare picioruș cu culoarea galbenă și avem un număr de 36 de piciorușe scurte. Vreau să lucrez strâmt și strâns, nu strâmt, și îmi scapă firul. Așa, la mine este foarte devreme, abia acum este ora 4 dimineața. Trezit de vreme pentru a reuși să lucrez, pentru că ziua am foarte puține șanse între copiii bătrânii care vin acum, nu știu, foarte des. Trebuie să-i pui la masă, să, în sfârșit, este mai greu. Deci vom continua aceste 36 de piciorușe scurte și ne întâlnim la capătul rândului.
Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 36 de piciorușe scurte. Acum încep următorul rând cu schimbul de culoare. Deci primul picioruș îl voi închide cu culoarea verde. Deci am un picioruș, cel de-al doilea, 2, 3, 4, urmat de o scădere, deci vom intra doar în partea din fața următoarelor două piciorușe, vom face o scădere, vom continua pentru un total de 6 ori pe parcursul întregului rând această secvență, 2, 3, 4, din nou o scădere. Așa cum vă spuneam, vom lucra pentru un număr de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 30 de piciorușe scurte. Voi continua rândul următor cu culoarea galben și voi lucra cele 30 de piciorușe scurte pe care le-am obținut. Deci am făcut schimbul de culoare și vom lucra în mod normal piciuruș după piciuruș. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, după ce am lucrat cele 30 de piciorușe scurte, deci voi face schimbul de culoare și voi continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o scădere, 4. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultima scădere, acum voi face trecerea la culoarea galbenă și vom lucra cele 24 de piciorușe scurte cu galben. Acesta va fi ultimul rând pe care îl lucrăm în culoarea galbenă. Deci vom lucra picioruș cu picioruș, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului, voi face pasajul la culoarea verde și în același timp, pentru câteva piciorușe, vom lucra cu galben și galben, ținându-l în spate, firul galben, în modul în care să-i dăm siguranță, pentru că apoi îl vom tăia. Și vom lucra două piciorușe scurte, 1, cel de-al doilea. Voi lăsa un pic firul galben deoparte, voi face o scădere, deci două piciorușe scurte continuate cu o scădere. Pentru următoarele două piciorușe scurte voi pune din nou firul galben, îl voi prinde și pe el. Deci avem 1, cel de-al doilea picioruș scurt. Acum voi scurta firul galben . Îl voi pune în interiorul lucrării și voi continua din nou o scădere, deci vom lucra pe întreg parcursul rândului două piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte, după care vom continua lucrarea noastră. Deci din nou două piciorușe scurte urmate de o scădere,
au rămas trei scăderi de făcut și noi ne întâlnim la capătul rândului. Arată frumos. Da. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 18 piciorușe scurte, am pus firul despărțitor și vom lucra un rând de 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am umplut corpușorul cu melană, l-am închis bine. Acum voi continua lucrând 6 scăderi consecutive, după care vom închide corpușorul gândăcelului, bondarului. Avem una, cea de-a doua. Este un pic cam dificil să văd aici. Deci facem cele 6 scăderi și vom închide corpușorul, așa cum vă spuneam. Voi scurta firul. Voi pune acul pentru cusut lână. Pare un nou. Așa, și acum încet, încet voi închide lucrarea, voi prinde aceste piciorușe care ne-au rămas. Toate. Și voi pierde firul undeva de desubt, astfel încât să-i dăm aici o formă cât mai frumoasă. Vom scurta capătul de fir care ne rămâne. Firul îl punem deoparte pentru că îl vom folosi în continuare, în lucrare. Îl vom pune înăuntru, precum umplutură. Uitați-vă, acesta este corpul bondărelului. Și acum vom începe căpușorul. Pentru aceasta, din nou, vom lua firul galben un pic mai palid. Voi face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Eu în acest moment lucrez cu firul cristal, dar așa cum am spus, puteți folosi orice tip de fir. Și avem 1, 2, 3, 4.
4, 5 și 6. Vom închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum știm, corespondența primului picioruș, care sper să intre. Se vede că nu am croșetat câteva zile. Și acum vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Și la capătul rândului vom obține 9 piciorușe scurte. Deci avem prima înmulțire, cea de-a doua, piciuruș scurt, iar acum voi face ultima înmulțire. Deci în acest moment noi am obținut 9 piciorușe scurte. Și vom lucra un rând de 9 piciorușe scurte, următorul. Deci 9 vor fi. 1, voi pune firul despărțitor aici. 1, 2, 3, 4, vom întoarce lucrul așa, pentru că apoi ne va fi mai greu, 4, 5, 6, 7, 8, cel de-al 9-lea picioruș. Acum vom pune firul despărțitor. Nu uitați că aici l-am pus după ce am lucrat primul picioruș scurt. Voi pune firul despărțitor și voi lucra un picioruș scurt urmat de o scădere și astfel ne vom întoarce din nou la cele 6 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, o scădere, un fir care mă necăjește. O scădere, din nou un picioruș scurt, cea de-a doua scădere, aceasta este o parte un pic mai delicată, după cum vedeți, pentru că sunt puține ochiuri și este nevoie de atenție, de aceea lucrez împreună cu dumneavoastră, îmi țineți companie. Iar acum voi face ultimul picioruș scurt și ultima scădere. Picioruș scurt și ultima scădere. Și ne-am întors din nou la cele 6 piciorușe scurte cu care am început lucrarea. Un fir care din nou mă necăjește. Așa, am reușit. Din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș scurt, noi vom face o înmulțire. Și la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu 12 piciorușe scurte. Deci vom lucra singure, vom lucra aceste 6 înmulțiri, după care vom continua lucrarea. Eu am făcut deja prima înmulțire, acum o voi face pe cea de-a doua, după care vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, am pus firul despărțitor, iar acum vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului,
iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar acum vom face o mulțire în următorul picioruș. Vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, 1, 2, 1, așa-i? Când vrei să lucrezi strâns, deci 1, 2, 3, 4, 5, apoi vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, din nou o mulțire. Eu lucrez foarte strâns pentru a nu se vedea melana în momentul în care umplem jucăria. Deci vom continua singure. Următorul rând vom continua lucrând 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul picioruș vom face o mulțire. Lucrăm pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, această secvență. La sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi schimba firul despărțitor și acum voi lucra un rând de 48 de piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și ne vom întâlni la capătul rândului după ce vom lucra aceste piciorușe, 48 în total. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi începe rândul următor. Primul picioruș însă nu îl voi închide, voi scoate firul despărțitor și voi face trecerea la culoarea verde din nou. Și voi face primul picioruș, îl voi închide cu această culoare verde. Acum voi scurta firul galben. Chiar dacă tutorialele sunt un pic mai lunguțe, eu voi încerca foarte mult să
intru în detalii în modul în care dumneavoastră să puteți lucra. Și voi continua acest rând cu culoarea verde, deci vom face un număr de 48 de piciorușe scurte, ținând cont și de primul picioruș unde am făcut pasajul. În același timp, pe spate prind și capetele celor două fire pentru a le da stabilitate, pentru a le da siguranță. Și în felul acesta noi vom continua să lucrăm și vom lucra un total de 7 rânduri. Deci acesta este primul, vom continua cu alte 6 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte în culoarea verde. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 7 rânduri. Deci nu uitați, acesta este primul rând de trecere dintre o culoare și cealaltă, după care vor urma alte 6 rânduri de piciorușe scurte. Apoi vom continua lucrarea. Deci ne întâlnim la capătul acestor rânduri. Am ajuns și la capătul celor 7 rânduri totale, de câte 48 de piciorușe scurte, pe care le-am lucrat în culoarea verde. Am schimbat firul despărțitor, iar acum voi continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 După care voi face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 5 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5. Vom face o scădere apoi. Vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Am obținut și cele 36 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 2 3 4 Urmate de o scădere, vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 3 piciorușe scurte. 1 2 3 Urmate de o scădere. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci am 2, cel de-al treilea picioruș scurt, urmat din nou de o scădere, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Când am ajuns la capătul acestui rând, eu deja am început să umplu un pic căpușorul cu melană. Acum voi continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua rândul următor lucrând un picioruș scurt,
urma de o scădere. Iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Deci 12 piciorușe scurte, după ce lucrăm un picioruș scurt, urmat de o scădere. Mă necăjește foarte mult acest fir, nu este deloc bine filat și contrazic persoana care spunea că firurile sunt foarte bune aici în Italia. Nu este adevărat, nu toate sunt de o calitate atât de prielnică pentru noi. Deci ne întâlnim la capătul acestui rând. Am terminat de umplut căpușorul cu melană la sfârșitul acestui rând. Acum voi face 6 scăderi consecutive, după care vom închide căpușorul. Deci avem una, dar trebuie să o fac un pic mai strânsă, pentru că altfel va rămâne aici urât. Deci avem una. Am umplut foarte bine căpușorul. Pentru a-i da o formă cât mai corectă. Aici aceste ultime scăderi care apoi vom încheia căpușorul bondărelului. Eu sper să iasă ceva care să vă încânte, să vă îndemne la lucru, să urmăriți cu plăcere tutorialul. Am ajuns la capăt acum și din acest moment vom închide totul cu acul. Eu voi scurta firul. În felul acesta vom pune firul în ac. Noroc că au găuri foarte mari aceste ace și voi începe de aici, încet, să închid piciorușele, în modul în care să dau o formă cât mai frumoasă căpușorului. Voi intra de aici din mijloc exact, să termin de încheiat lucrarea în felul acesta. Iar acum voi ascunde acest capăt de fir, îl voi pierde undeva. Sunt mulțumită de modul în care a ieșit. Voi pierde acest capăt de fir. Voi vedea dacă voi continua, dar sunt deja 43-44 de minute de tutorial. Mă voi opri aici cu prima parte, după care vom continua cu partea a doua, în care vom lucra piciorușele, antenele și vom ansambla corpul. Eu sper până acum să vă placă ceea ce am realizat. Deci, așa cum vă spuneam, ne vom întâlni într-un nou tutorial în care voi continua. Între timp, eu vă doresc o zi frumoasă, sunt Tatiana Andrieș și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. La revedere!